Bună ziua, dragii mei! Astăzi, 2 iulie 2018, eu, Bogdan Ivirel, maestrul plăcerii și respectului reciproc, doresc să aveți parte numai de plăcere și respect reciproc, toate spiritele, toate sufletele, toate duhurile, toate trupurile fizice, toate corpurile fizice, toate corpurile eterice, toate corpurile astrale, toate corpurile mentale, toate corpurile cauzale, toate corpurile budice, toate corpurile atmice, toate corpurile brahmice, toți oamenii, toate ființele extraterestre, toate ființele terestre, toate ființele subpământene, toate conștiințele, toate energiile. Doresc să aveți parte numai de plăcere și de respect reciproc. Doresc să aveți parte numai de plăcere și respect reciproc. Dumnezeu Tatăl Ceresc, Sfânta Treime ca întreg, Dumnezeu Tatăl Ceresc, Iisus Hristos Fiul, Sfântul Duh, Sfânta Fecioară Maria, toate puterile cerești, toți serafimii, toți eruvimii, toți arhanghelii, toți îngerii, toți ghizii spirituali, doresc să aveți toți reptilienii, toate reptilele, toate păsările, toate animalele, doresc să aveți parte numai de plăcere și de respect reciproc. Să fie respect reciproc între soț și soții, să fie respect reciproc între părinți și copii, să fie respect reciproc între părinți și bunici, părinți și bunici, să fie respect reciproc între nepoți și bunici, să fie respect reciproc între toți șefii de instituții publice din România și de societăți comerciale din România, din Uniunea Europeană și de pe această planetă, și din univers, din cosmos și macrocosmos, să fie plăcere și respect reciproc, să fie respect reciproc între toți funcționarii publici, să fie respect reciproc între toți salariații bugetari, să fie respect reciproc între toți salariații, plăcere, să fie plăcere în subconștientul tuturor, în plăcere în subconștientul și conștientul tuturor oamenilor, tuturor bărbaților, tuturor femeilor, să fie plăcere și tuturor ființelor, să fie plăcere și energiilor, să fie plăcere, respect reciproc. Dacă voi înființa, dragii mei, și mi-a ajutat Dumnezeu să înființez religia iluminării, luminii, religia iluminii, nu mai zic iluminării, că să nu fiu confundat cu iluminații, luminii, voi face ca religia mea să bazeze pe respect reciproc. Respect reciproc.
Respect reciproc. Merkabach, 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 Merkabach. Om Mani Padme Hum. 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 Dragii mei, nu obli pe nimeni să urmărească videoclipurile mele, numai cei care vor să schimbe viața, vor să schimbe destinul, vor să aibă o viață mai bună și mai frumoasă, să urmărească videoclipurile mele. Atman, 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 Brahman, 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 și care doresc să fie mult mai sănătoși, să nu mai meargă, să nu mai dea prea mult bani la doctor. Aum, 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 aum. Dacă mi-a ajutat Dumnezeu să înființez religia luminii, dragii mei, tot ce voi face se va ține numai afară, nu în biserică, ca să știți. Biserica va fi doar cu numele. Toate slujbele mele se va ține numai afară, pentru a face legătura cu Dumnezeu Tatăl Ceresc direct. Aum, 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 aum.